Alarma s-a dat aseară când o tânără de 22 de ani a venit cu fetița de 8 luni la urgența Spitalului Județean din Târgu Jiu. Micuța avea febră și tușa. Suspiciunile au apărut în momentul în care mama le-a spus medicilor că a călătorit în Italia, în regiunea Lombardia, de unde s-a întors pe 18 februarie. Copilul, cât și mama, este internat în secția de pediatrie, într-un izolator, nu au voie să părăsească acest salon, există personal dedicat special pentru îngrijirea pacientelor și poartă echipamentul corespunzător de protecție. Medicii intră la cei doi doar cu echipament de protecție. Bebelușul a fost testat și pentru alte infecții, iar rezultatul a fost pozitiv pentru gripă de tip B. Testul de gripă este pozitiv și, așa cum am spus, urmează acum să așteptăm testul de coronavirus, să vedem dacă acesta este sau nu pozitiv. Medicii au luat probe atât de la mamă cât și de la bebeluș și le-au trimis la Institutul Matei Balș din capitală pentru a verifica dacă este vreunul purtător de coronavirus. S-au recoltat inițial probele pentru gripă, deci gripa obișnuită. După aceea, bineînțeles, s-au recoltat și probele pentru noul virus. În momentul de față, probele sunt trimise la București pentru a primi și noi rezultate, să vedem exact ce s-a întâmplat și cu copilul și cu mămica. Starea copilului, în momentul de față, este ușor ameliorată și, bineînțeles, să se țină sub monitorizare în continuare. În cazul în care se va infirma suspiciunea specialiștilor, fetița va fi tratată într-un salon obișnuit la pediatrie pentru gripă.